Doamnelor, domnilor, bun găsit la știrile amiezii, sunt Rodica Cravcencu, urmăriți în continuare ultimile știri, atât din spațiul informațional din țară cât și de peste hotare, vedeți cele mai importante titluri. În Republica Moldova există un deficit de cadre didactice, iar tot mai mulți medici aleg să părăsească instituțiile medicale de stat pentru a activa în cele private. Cine face declarațiile, vedeți la știri. Au început lucrările de reparație a acoperișului circului din Chișinău. Vedeți detalii în câteva momente. Administrația președintelui american Joe Biden a adăugat 14 companii chineze pe lista neagră. Detalii în câteva momente. Până la următoarea ședință a Comisiei Europene, Moldova ar putea primi ajutor financiar pentru a depăși crizele cu care se confruntă. Informațiile se regăsesc în concluziile elaborate în urma reuniunii Consiliului European. Uniunea Europeană va continua să ofere Republicii Moldova tot sprijinul necesar, inclusiv pentru consolidarea rezilienței țării, a securității acesteia și a stabilității economice și a aprovizionării cu energie în fața factorilor externi destabilizatori, precum și sprijinul necesar pentru aderarea la Uniunea Europeană. Consiliul European invită Comisia să prezinte un pachet de sprijin înainte de următoarea reuniune. La rândul lor, cei de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene au salutat concluziile Consiliului European, confirmând sprijinul constant al Uniunii Europene pentru țara noastră în procesul de integrare europeană. Suntem recunoscători pentru angajamentul UE de a consolida reziliența, securitatea, stabilitatea, economia și securitatea energetică a Republicii Moldova, mai ales în contextul încercărilor unor actori externi de a destabiliza țara noastră. Republica Moldova este pe deplin angajată în aderarea sa la Uniunea Europeană și apreciem foarte mult sprijinul UE în acest sens. De menționat că șefii de stat și de guvern ai țărilor UE s-au reunit joi pentru un summit de două zile la Bruxelles, prima zi fiind abordate subiecte referitoare la conflictul din Ucraina și problemele dezvoltării economice a țărilor europene. Președinții celor două camere ale Parlamentului României, Marcel Ciolacu, Camera Deputaților, și Alina Gheorghiu, Senat, se află astăzi într-o vizită la Chișinău. Anunțul a fost făcut de către speakerul Igor Grosu. Potrivit sursei citate, în ultimele zile Chișinăul se bucură de o atenție deosebită din partea colegilor din România. Președintele Parlamentului a menționat că la finele săptămânii trecute la Chișinău au fost în vizită membrii Comisiei Juridice a Camerei Deputaților din România. Vreau să anunț că în zilele următoare vor sosi alte două comisii importante ale Parlamentului României, cea pentru integrare europeană și cea a controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, a conchis Igor Grosu. Reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale anunță că Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei va oferi un împrumut de 20 de milioane de euro în cadrul proiectului de construcție a locuințelor sociale faza 3. Astfel, vor fi construite 455 de locuințe sociale în 12 localități din Moldova, care vor asigura circa 1600 de beneficiari. De asemenea, banii vor fi investiți și în renovarea și modernizarea căminelor studențești din 4 localități, dar și construcția caselor pentru bătrânii din 16 localități. Proiectul are ca obiectiv suportul persoanelor cu venituri mici, a persoanelor în vârstă și a studenților în asigurarea cu spațiu locativ, dar și atragerea funcționarilor din cadrul sistemului bugetar, precum și creșterea eficienței energetice în imobilele publice. Proiectul de construcție a locuințelor sociale în Moldova, în fazele 1 și 2, a livrat în total 926 de locuințe sociale. Beneficiarii finali pentru cele trei componente ale proiectului, locuințe sociale, casele pentru bătrâni și căminele studențești, vor fi persoanele eligibile în conformitate cu legislația. Situația privind achitarea subvențiilor către agricultori este una critică, susțin reprezentanții Asociației Forța Fermierilor. Din totalul datoriilor anului 2022, în valoare de peste 1,4 miliarde de lei, în prezent au fost autorizate plățile la mai puțin de 20% din suma totală, a menționat pentru Cinema 1 președintele Asociației, Alexandru Slusar. Situația este dramatică, eu aș spune, dat fiind faptul că la moment din datoriile în suma totală de peste 1,4 miliarde de milioane sunt autorizate, nu încă achitate, dar autorizate plățele la mai puțin de 20% din suma totală, adică ceva de 250 de milioane. Evident că cu așa viteză de mâlc noi ajungem ca toate datoriile să fie achitate la finele anului 2023.
Și această întârziere enormă se întâmplă pe fundalul unei crize fără precedent în sectorul agrar. Ramura este extrem de decapitalizată, fiind afectată concomitent de multiple crize, indiferența autorităților, abilitate și egoismul sistemului bancar. Pentru foarte mulți fermieri mici și mijlocii, subvențiile reprezintă la moment unica sursă de supraviețuire, a mai menționat Alexandru Slusări. Noi solicităm intervenție urgentă a guvernului în vederea consolidării agenției de intervenție și plăți, astfel încât această instituție să devină suficient funcțională și să asigure achitarea datoriilor la subvenție în cel mult 3 luni. Am încercat să obținem o reacție de la reprezentanții AIPA până la etapa actuală, deși nu au răspuns apelurilor noastre. Am solicitat o reacție și de la ofițerul de presă al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Daniela Turculeț. AIPA depune efort maxim în procesarea dosarelor și acordarea plăților, reieșind din capacitățile pe care le are. În scopul fortificării capacităților AIPA, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat o hotărâre ce urmează să fie aprobată de guvern. Ea prevede majorarea efectivului limită al personalului cu 75 de unități de personal. Amintim că la 16 martie, curent, aleșii poporului au votat în primă lectură proiectul de lege cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural. Documentul stabilește principiile politicii statului de subvenționare în agricultură și mediul rural, atribuțiile autorităților administrației publice în domeniul subvenționării în agricultură și mediul rural, formele și condițiile generale de subvenționare, particularitățile procedurii de examinare a cererilor de subvenționare, măsurile și condițiile de subvenționare vor fi stabilite de către guvern. Principala sursă de finanțare va fi Fondul Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural, valoarea căruia pentru anul 2023 constituie 1,5 miliarde de lei. Proiectul mai stabilește că mijloacele din Fondul Național vor fi repartizate prin forme de plăți, precum plata în avans, post-investiție, investiții directe, complementare și investiții prin etape, care reprezintă o formă nouă de plată. Comisia Administrație Publică și Dezvoltare Regională va înainta proiectul de lege privind stagiile plătite în instituțiile din sectorul public pentru audieri publice. Discuțiile vor avea loc pe data de 28 martie la ora 10 în clădirea Parlamentului. Proiectul prevede că stagiarii cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani care decid să facă un stagiu în Cancelaria de Stat, Parlament, Administrația Prezidențială sau în ministere și organele subordonate acestora vor beneficia de bursă. Durata stagiului este de maxim 40 de ore pe săptămână. Selecția cursanților se realizează pe bază de concurs. Stagiarul are dreptul de a participa la cel mult 2 programe de stagiu, care se desfășoară în diferite organisme gazdă și în perioade diferite. Cuantumul bursei este de 3.000 de lei pentru 160 de ore activate și se asigură proporțional cu numărul de ore efectiv petrecute la locul de muncă. Autorii proiectului de lege își propun și motivarea celor mai de succes tineri. Stagiarii care au absolvit un program complet de stagiu de 720 de ore și au obținut calificativul foarte bine prin derogare de la prevederile legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public pot fi propuși de organul gazdă pentru numirea într-o funcție publică fără nivel profesional, cu condiția să aibă studii superioare, fără organizare de concurs și fără perioadă de probă. Menționăm că proiectul de lege a fost deja votat în primă lectură în Parlament pe data de 17 martie. Peste 50% dintre medicii de familie, dar și o mare parte a medicilor specialiști din Republica Moldova, sunt la vârsta de pensionare, iar tinerii preferă să plece să activeze peste hotare. Declarația aparține șefului Direcției Sănătate în cadrul Primăriei Capitalei, Boris Gâlca. Totodată acesta spune că exodul tinerilor din sistemul de sănătate este departe de a ajunge la final. Acest fenomen va continua, Gheorghe. Nu are cum. Nu are cum să nu... Atâta timp cât noi avem specialiști foarte buni, când îi pregătim, deci nivelul de educație, de pregătire universitară în Republica Moldova la Nicolae Testemițanu este unul foarte înalt. Universitatea de Medicină intră în topul universităților medicale din lume. Dar trebuie să avem și remunerarea lor pe potrivă, trebuie să avem și această motivație și nu neapărat doar financiară. Este foarte important ca instituțiile medicale să fie moderne, să aibă o infrastructură modernă, să aibă o infrastructură și un loc de serviciu în siguranță.
De asemenea, Boris Gâlca a explicat și de ce țara noastră pierde nu doar tineri specialiști, dar și medici de talie mondială. Omul care obține ceva, în continuare vrea ceva și mai mult. Da? Și atunci când tu ai devenit un specialist extrem de bun în Chișinău, ți-a echivalat la talia celor de peste hotare, pentru tine nu mai este atractiv, fiindcă tu ai în spate familia, ai copii, ai părinți, poate ai credite și tu poți fi foarte mare patriot, dar să rămâi când tu ești invitat peste hotare la un salariu, cum ziceam, de 5, 6, 10 mii de euro pe lună. Sigur că tu, cât de mare patriot nu ai fi, tu nu o să rămâi aici ca să lucrezi la un salariu de 20-25 de mii de lei. Totodată, Gâlcă a propus unele soluții alternative pentru lipsa de personal. Studenții din India sunt foarte stăruitori, sunt foarte responsabili, sunt foarte cărturari, sunt dornici de studiu, sunt foarte modești și dacă o să analizați dumneavoastră și în Statele Unite, și în Marea Britanie, și în alte țări, în multe domenii cheie, specialiștii din India sunt în top. Probabil, la un moment dat, statul, când o să vadă că nu are medici, ar fi binevenit să analizeze imigrarea acestui profil, anume medici, din India. Menționăm că în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstimițianu își fac studiile rezidenți din 35 de țări ale lumii. Primăria municipiului Chișinău anunță lansarea programului municipal de granturi pentru organizații de tineret din municipiul Chișinău, care are drept scop susținerea inițiativelor tinerilor în domenii precum voluntariatul, incluziunea socială, dezvoltarea economică și personală și promovarea unui mod sănătos de viață. Programul este destinat organizațiilor neguvernamentale care au experiență în implementarea proiectelor pentru tineri și care vor propune activități care răspund nevoilor și intereselor acestora. Potrivit primarului general al capitalei, programul are un buget total de 3 milioane de lei și va finanța proiecte în funcție de categoria de bugetare a organizațiilor. Până la 60.000 de lei pentru cele care au minim un proiect pentru tineri în derulare și minim un an de activitate, între 60 și 100.000 de lei pentru cele care au implementate 2-3 proiecte pentru tineri și minim un an de activitate și între 100 și 150.000 de lei pentru cele care au implementate 3-5 proiecte pentru tineri și minim 2 ani de activitate. Durata maximă a proiectelor este de 7 luni, începând cu luna mai 2023. Proiectele vor fi evaluate de o comisie formată din reprezentanții ai primăriei, ai Consiliului Municipal al Tinerilor din Chișinău și ai societății civile. Au început lucrările de reparație a acoperișului circului din Chișinău, despre aceasta anunță reprezentanții UNDP într-un comunicat de presă. Potrivit sursei, compania de construcție a fost selectată în urma licitației. Edificiul circului din Chișinău are o valoare arhitecturală deosebită, iar în anul 2022 a fost inclus în registrul monumentelor ocrotite de stat. Lucrările de reabilitare din această primă etapă ar putea fi finalizate până la sfârșitul anului 2023 în funcție de condițiile meteorologice, precum și de alți factori, cum ar fi logistica de aprovizionare cu materie primă, afectată de multiple crize din regiune, se arată în comunicatul UNDP Moldova. Totodată, PNUD a lansat competiția pentru selectarea companiei care va executa lucrările de înlocuire a fațadei vitrificate a blocului A a Circului Chișinău. Uniunea Europeană, prin programul Măsuri de Promovare a Încrederei implementat de PNUD, a alocat 1.800.000 de euro care au acoperit costurile pentru expertiza tehnică detaliată, pentru proiectare și pentru lucrări de reparație, conservare în prima etapă. Acestea vor împiedica degradarea clădirii circului din cauza factorilor externi. Costul estimărilor pentru finalizarea tuturor lucrărilor de conservare a întregului complex este estimat acum la peste 11 milioane de euro. Acest lucru ar putea fi realizat în viitor prin bugetul național sau finanțare suplimentară din partea partenerilor de dezvoltare.
Administrația președintelui american Joe Biden a adăugat 14 companii chineze pe lista neagră care ridică suspiciuni cu privire la înțelegere, relatează Reuters. În 60 de zile, dacă situația nu se schimbă, pot fi aplicate sancțiuni mai dure împotriva acestor companii. Aplicarea controalelor la export este o parte esențială a protecției securității naționale a SUA, susțin surse din cadrul Departamentului de Comerț. Amintim că liderul chinez Xi Jinping a acuzat Statele Unite că suprimă și controlează China. Departamentul militar al SUA a raportat un atac aerian asupra formațiunilor iraniene situate pe teritoriul Republicii Arabe Siriene ca răspuns la un atac cu drone asupra unei baze ale coaliției. Pe data de 23 martie, pe site-ul Departamentului de Apărare al SUA a fost publicat un raport conform căruia șeful Pentagonului a ordonat, la indicația președintelui Joe Biden, joi seară să lanseze atacuri aeriene direcționate asupra țintelor din estul Siriei. Aceste facilități sunt folosite de grupuri asociate cu Corpul Gărzii Revoluționare Islamice Iraniene. Lloyd Austin susține că atacul a fost un răspuns la o lovitură cu drone asupra unei baze ale coaliției din apropierea orașului Hasakah, din nord-estul Siriei. Potrivit lui Austin, în urma unei lovituri cu drone asupra unui complex de reparații, un american a fost ucis și încă 6 au fost răniți. Serviciile de informații ale coaliției consideră că obiectul a aparținut unor grupuri iraniene. Coreea de Nord a testat o barcă nucleară fără pilot, Keir. Aceasta poate provoca un tsunami radioactiv superputernic, potrivit radioului de stat Vocea Coreei. Testele embarcațiunii nucleare fără pilot atac subacvatic Kiar au avut loc în cadrul exercițiilor din 21-23 martie. Potrivit Vocea Coreei, sarcina dronei este să ajungă în secret pe subapă până în zona operațională și să producă un tsunami radioactiv superputernic printr-o explozie subacvatică. Scopul tsunamiului este de a distruge grupările de nave și principalul port operațional al inamicului. De asemenea, se remarcă faptul că o embarcațiune fără pilot poate fi tractată pe orice țărm, port sau navă pentru a se transfera rapid la locul de operare. Pe toată durata exercițiului, drona a stat sub apă aproximativ 60 de ore. Explozia a avut loc în golful Hongwon. Potrivit presei locale, liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a supravegheat personal testele și a fost mulțumit. Autoritățile din Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia au avertizat în mod repetat Coreea de Nord cu privire la măsurile de răzbunare fără precedent dacă Pyongyang-ul va efectua teste cu arme nucleare. Mai mult de jumătate dintre asigurările producătorilor europeni cu privire la respectarea mediului înconjurător conțin informații vagi, înșelătoare sau nefondate. Despre aceasta anunță Comisia Europeană, care a dezvăluit noi reguli care vizează combaterea trucului cunoscut sub numele de greenwashing sau green laundering. Fabricat din materii prime naturale, prietenos mediului, 100% organic. Astfel de etichete atrăgătoare sunt lipite pe produse de către reprezentanții multor companii europene. Astfel, ei sporesc șansele de a atrage un cumpărător. Cu toate acestea, Comisia Europeană a decis să lupte cu fenomenul. Noua directivă cere producătorilor să-și susțină afirmațiile de durabilitate cu dovezi științifice pentru a proteja consumatorii de marketingul fraudulos. Verificarea trebuie să fie independentă și efectuată înainte ca produsul să fie lansat pe piață. Informațiile trebuie să fie ușor accesibile, de exemplu printr-un cod QR sau un link care duce către un site web. Dorim mai presus de toate ca consumatorii să dețină informații fiabile, consecvente și verificabile. Vrem ca etichetele ecologice să fie mai transparente și, desigur, mai ușor de înțeles. Directiva nu prevede o singură etichetă verde pentru întreaga UE. În schimb, combină cerințele care se aplică celor 230 de etichete de mediu aflate în prezent pe piață. Dacă o companie nu respectă regulile și tot recurge la greenwashing, va primi sancțiuni precum amenzi bănești, confiscarea veniturilor și pierderea ordinelor guvernamentale. Eticheta ecologică oficială a UE, în vigoare din 1992, va fi exceptată de la reguli, deoarece îndeplinește deja criteriile de verificare. Înainte de a intra în vigoare, proiectul de lege trebuie să se bucure de sprijinul statelor membre și cel al Parlamentului European. În Congresul SUA a avut loc o audiere cu participarea CEO-ului TikTok. El a încercat să convingă Camera Reprezentanților că platforma este sigură pentru americani. Shouzi Chu a promis că nu vor fi scurgeri de informații și că o terță parte independentă va putea monitoriza compania SUA.
CEO-ul TikTok a fost criticat de parlamentarii americani pentru conținut periculos. Shou Tzu-chiu, care este din Singapore, neagă orice legătură cu autoritățile chineze. El a spus că compania sa este privată și nu permite niciunui guvern să manipuleze datele utilizatorilor. La rândul său, secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a spus că înțelege popularitatea TikTok, dar sarcina președintelui este să asigure securitatea națională. Între timp, utilizatorii de aplicații au pichetat Congresul SUA, cerând politicienilor să lase compania în pace. SUA este o piață importantă pentru TikTok. În Statele Unite, aceasta este cea mai descărcată aplicație, cu 150 de milioane de utilizatori activi lunar. Adică jumătate de țară sunt utilizatori ai aplicației. Fie TikTok-ul va fi american, fie TikTok-ul nu va fi deloc în Statele Unite. Anume, aceasta vrea Washington. Dar potrivit CNN, chinezii nu își vor transfera tehnologiile în mâinile greșite și sunt gata să sacrifice piața de peste mări în acest scop. Prima rachetă imprimată 3D din lume a decolat din Cape Canaveral, Florida, dar nu a reușit să ajungă pe orbită. Acesta este al treilea eșec, care a urmat altor două atunci când specialiștii s-au văzut nevoiți să amâne testele din cauza unor probleme tehnice. Racheta Terran 1, construită de Relativity Space din California, nu a reușit să ajungă pe orbită din cauza unei anomalii în timpul separării etapei a doua. 85% din masa rachetei a fost imprimată 3D. Principalul avantaj al acestei tehnologii este că simplifică foarte mult procesul de producție și astfel reduce costurile. Datorită utilizării unor roboți mari de imprimare 3D, compania susține că noua rachetă are nevoie de mult mai puține piese decât cea tradițională. Autorii conceptului subliniază și viteza de lucru, 60 de zile de la materii prime până la produsul finit. Prima încercare de lansare a Terran 1 a fost anulată pe data de 8 martie din cauza unor probleme cu temperatura combustibilului. Al doilea a fost anulat în ultimele secunde ale numărătoarei inverse din cauza unei defecțiuni la automatizare. În Peru, în timpul unei operațiuni de salvare după o alunecare de teren, un frigider a căzut peste un angajat al serviciilor de urgență. S-a întâmplat pe malul râului Rimac, în partea de nord a capitalei țării, Lima. Victima este în viață și a fost transportată la spital. Numărul victimelor dezastrului continuă însă să crească. Aceasta este o operațiune de salvare în una dintre suburbiile Limei, acolo unde au avut loc alunecări de teren. La un moment dat, un frigider cade peste unul dintre salvatori, aflat într-o casă avariată. Bărbatul și-a pierdut cunoștința, iar colegii au intervenit de urgență. Salvatorul însă s-a născut în cămașă, acum se află la spital, iar starea lui este stabilă. Salvatorii au urcat pentru a găsi echipament pentru a îndepărta un cadavru. În acel moment, asta i s-a întâmplat colegului nostru. A fost ultimul, al treilea, iar la jumătatea drumului a fost lovit de un frigider. Slavă Domnului, l-a lovit doar în lateral. Serviciul de salvare a poliției a avertizat că vor avea loc și alte alunecări de teren, deoarece ploile abundente continuă să inunde regiunea, punând în pericol casele construite pe malul râului. Este iresponsabil să construiești case pe malul râurilor pentru că mereu va exista risc. Aceasta este un semnal de alarmă pentru autoritățile care permit construcția unor astfel de case și, prin urmare, pun familiile în pericol. Potrivit Institutului Național de Apărare Civilă, peste 65 de persoane au murit în Peru de la începutul anului, în urma ploilor abundente. Totodată, aproximativ 20.000 de case au fost distruse. Acestea au fost știrile, eu sunt Rodica Kravchenko, după amiază frumoasă să aviți, nu pierdeți următoarele buletine informative, la revedere!